Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Seara, bun găsit la știrile Actualitatea TV. De 3 ani, Mihai Doroftăi merge în fiecare săptămână la audiențele pe care le țin șefii primăriei Pașcani. Omul locuiește pe strada Henri Coandă din municipiu și are o singură mare problemă. Trăiește fără energie electrică, iar vara și iarna sunt anotimpurile când lipsa acesteia se resimte poate cel mai tare. Pentru că răspunsul pe care îl primește dintotdeauna este "vom vedea ce vom face", bărbatul și-a propus să fie nelipsit de la întâlnirile celor din administrația locală cu cetățenii. A venit și de data aceasta și a ținut să-i spună viceprimarului Gabriela Nedelcu că este rușine că tot apare în fața ei a primarului, cerându-i să facă lumină și în casa lui. Din tot ce a spus, un lucru a sensibilizat cu adevărat și i-a determinat pe cei din sala de audiențe să reflecteze asupra problemei. Cum să nu poți pune un frigider în priză pe căldurile astea? Am avut frigider. Știu, mi-am spus. Pentru că și când ne-am la dumneavoastră, dacă dă Dumnezeu și încerceți ceva, mai durează la ireiu cu capul mă. Asta este tot. Nu se rezumărează. Imaginați că asta vreau să fie stat fără un frigider în cap. Nu speri. Nu știu, eu poate vă plictisesc de nimic. Nu-i problema de plictisesc de nimic. M-aș bucura dacă am găsit o soluție. Dar vreau niște sucări pe mine. Nu supărați pe mine. Eu m-aș bucura dacă s-ar găsi o soluție. Ați văzut ce poziție s-o mai investiți data trecută. Ce m-a spus că e concret? M-a vrut să nu mai... Ești o rușine să mai vin de atâta timp în ceva. Să spui, omule, nu știu de treabă, nu vreau, nu putem. Nu știu, voi puteți prin fărul de geamă la casă. Nu am nimic, nu am pretenții la altceva. Ar trebui. Cu apă, alte obiecte, aia nu. Lumina n-ai cum face. Aia nu se face cara. Situația lui Mihai Doroftăi este arhicunoscută la nivelul primăriei Pașcani. De altfel, în urmă cu 2 săptămâni, administratorul public Gică Zanet i-a promis pășcăneanului că până la iarnă va avea curent electric în locuința sa. Cu toate acestea, omul nu se mai încrede de mult în promisiuni și și-a făcut un obicei din a merge în fiecare săptămână în audiențe, la primar sau viceprimar. Acte de vandalism în satul Hărmăneasa, comuna Heleșteni. În urmă cu 1 săptămână, indicatoarele rutiere din sat au fost distruse de persoane necunoscute, care sunt acum căutate de oamenii legii. Mai exact, 2 indicatoare aflate la o distanță de 150 de metri au fost îndoite, semn că unii cetățeni nu vor să progreseze, după cum afirmă primarul comunei. Spiritul civic lipsește, din păcate, însă absența lui urmează a fi sancționat de polițiști. Primarul comunei își declară nemulțumirea vis-a-vis de acest gest pe care nu îl înțelege. Deci, în urma de valizare a 2 indicatoare rutiere din satul Hărmăneasa, am făcut fotografii și am analizat în zonă. Ne găsând vinovatul, am postat pe Facebook pentru a duce la cunoștință cetățenilor că distrugerea, vandalizarea indicatorilor este pedepsită de codul rutier cu închisoare de la 2 luni la 1 an sau cu amendă. Șeful executivului local din Pașcani continuă abuzurile pe tema redevenței datorate de aparatorul ieșan de apă canal. Deși aleșii locale au hotărât în iunie 2015 ca Apa Vital să plătească o redevență cel puțin egală cu rata împrumutului BEI, prin care s-a reabilitat sistemul de apă canal, primarul încalcă hotărârea de Consiliul Local.
Dumitru Pantazi este de acord ca primăria să factureze redevența după o hotărâre de Consiliul Local numărul 64 din 2015, care a fost anulată în instanța de fond la solicitarea reprezentanților societății civile. Prin urmare, Pașcaniul primește în acest moment mai puțin de jumătate din suma pe care APA Vital ar fi trebuit să o plătească pentru că folosește infrastructura de apă canal a municipalității. Astfel, în primele 6 luni de zile, au fost emise pentru plata trimestrială a redevenței 2 facturi. Prima emisă în luna aprilie în valoare de 180.000 de lei și a doua în luna iulie în valoare de 195.641 de lei. În total, 375.541 de lei, cu aproximativ 600.000 de lei mai puțin decât datorează în mod real APA Vital pentru jumătate de an. La începutul anului, prin intermediul unui drept la replică, purtătorul de cuvânt al primăriei explica situația altfel. Cităm, primarul municipiului Pașcani nu poartă nicio vină pentru situația creată. Redevența are metodologia ei de calcul, ce este dată de actul adițional numărul 12 din hotărârea Consiliului de Local 64 din 2015 și anume, cantitatea de apă facturată la nivel de arsaget înmulțit cu 0,2%, adică contravaloarea redevenței în tarif, înmulțit cu ponderea bunurilor de retur predate, iar prin hotărârea Consiliului Local 88 din 2015, primăria municipiului Pașcani a solicitat să primească redevența la nivelul creditului BEI. În toate adunările generale a acționarilor în care primarul municipiului Pașcani a participat și în care s-a discutat problema redevenței, calcul și achitare, Dumitru Pantazi nu a acceptat revocarea articolului din hotărârea de Consiliu Local în care era prevăzut calculul redevenței la nivelul creditului BEI și a legislației în vigoare referitoare la acest calcul al redevenței, explica Cristian Menegon, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Pașcani. Legat de solicitarea dumneavoastră pentru facturarea redevenței, am verificat alături de cei de la Direcția Economică pentru perioada aprilie, mai și iunie, primăria municipiului Pașcani a făcut o factură de 195.641,32 de lei pentru această redevență pe care dumneavoastră o solicitați. Menționăm că în această speță există un dosar penal la DNA Iași ca urmare a unei sesizări făcute de reprezentanții societății civile. Se poate și la noi. Basmul va deveni realitate pentru îndrăgostiții din comuna Mogoșești-Siret care vor să-și unească destinele. Totul datorită edilului local care s-a gândit la un proiect inedit. Veste mult așteptată de cuplurile romantice. Tinerii care vor să se căsătorească o pot face de acum într-un decor aparte care cu siguranță va rămâne în amintirea lor. Un proiect lăudabil și puțin pus în practică de edilii locali din România se întâmplă la câțiva pași de Pașcani, oficierea coloniilor civile în aer liber. Inițiativa aparține primarului comunei Mogoșești-Siret, care a înțeles ce caută tinerii în Surăței. Damian Butnariu a inițiat un proiect privind oficializarea coloniilor în aer liber, care a fost aprobat în Consiliul Local. În acest sens, în curtea primăriei a fost amenajat deja un spațiu special pentru momentul în care îndrăgostiții vor spune da. Primăria Mogoșești-Siret îi așteaptă pe toți cei care doresc să-și oficializeze colonia civilă într-un cadru de poveste parfumat de natură și flori proaspete, desenat cu grijă de către ofițerul stării civile. Primarul promite muzică de calitate și dispoziție fără margini. Da, am observat că tineretul caută, după ce se oficiau cununiile civile, căutau natură, căutau locuri plăcute care să aibă, să rămână cu amintire pe toată viața, fie ceva unic. Și am încercat să ne adaptăm și noi situații și având în vedere că dispunem de natură, de pădure, de cadru natural, am amenajat un spațiu în care va fi oficiat cununia civilă. Prima pereche de tineri care și-au unit destinele în acest minunat loc este din comuna Mogoșești, iar cununia a avut loc sâmbătă. Cei doi au dat startul evenimentelor în această nouă locație, urmând ca apoi mâine să aibă loc o altă ceremonie la care natura va fi martora supremă a declarării iubirii. Prima cununie civilă a fost sâmbăta trecută și următoarea va fi sâmbăta aceasta. De asemenea, amenajarea locației cu aranjamente florale, covori și alte accesorii intră în sarcina primăriei, care și-a dat interesul ca totul să arate ca în basme. După cum și poza vorbește de la sine, albul predominant denotă puritatea cu care tinerii pornesc la drum cu un singur nume, iar roșul semnifică iubirea ce îi va ține alături până la adânci bătrâneți. Nuntașii pot ciocni un pahar de șampanie, servi o prăjitură și se pot fotografia cu tinerii căsătoriți în acest cadru de poveste, fără să se grăbească, deoarece nu a fost stabilită o limită de timp standard pentru ocuparea curții.
Copiii din orașul nostru se joacă printre gunoaiele din parcuri în care ar trebui să existe numai bănci, mobilier stradal, accesorii care să-i bucure. Din păcate, acestea din urmă sunt tot mai puține în unele locuri, lipsesc cu desăvârșire. Gunoaiele însă sunt cele care țac peste tot, ca și cum ar trebui să facă parte din peisaj. Aceasta este imaginea generală din locurile de joacă ale municipiului. Cele mai multe dintre ele sunt închise pe timp de noapte, asta după ce de-a lungul timpului poliția locală a tot aplicat sancțiuni tinerilor ce petreceau seriile la o bere în aceste zone. În ciuda acestor măsuri, peturile de bere, pungile goale de chipsuri, paharele de plastic de la cafea sunt nelipsite din locurile unde se joacă copiii. Locurile de joacă din municipiul Pașcani nu sunt pregătite pentru copiii care vin cu toate acestea să se joace aici. Unul dintre exemple este parcul în care ne aflăm. Sunt foarte multe gunoaie și foarte multe doze de la bere lăsate aici, probabil de cei care intră seara și stau la taifas. Asta cu toate că, în principiu, poarta parcului este închisă în fiecare seară de către polițiștii locali. Cine și cum lasă gunoaiele în urmă nu se știe. Sigur este faptul că angajații de la Ecosalubritate se ocupă de eliberarea coșurilor de gunoi din parcuri, în timp ce angajații de la Serviciul de Gospodărie Comunală au în sarcină să ridice toată mizeria de pe nisip o dată pe săptămână, după cum au confirmat reprezentanții primăriei. Unde este curățenia? Cei care cresc jucându-se printre mizerie sunt singurii care au de suferit și care învață că asta înseamnă normalitate. Noul an școlar va aduce în rândul elevilor schimbări majore. Dacă înainte elevii aveau permisiunea să apară în cadrul instituțiilor școlare având propriul lor stil vestimentar sau îmbrăcați sumar, Ministerul Educației Naționale și Cercetării dorește o schimbare majoră, respectiv uniforma în școală. De asemenea, în privința telefonului mobil, regulile se mențin destul de stricte. Conform proiectului de statut, este prevăzut că elevii nu au voie să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenilor și al concursurilor. Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs se va face numai cu acordul cadrului didactic în situații de urgență sau un scop educativ. Noul statut al elevului, cu uniformă și fără telefon mobil la școală. Noul an școlar aduce noutăți pentru elevi. În proiectul de statut este prevăzut că elevii nu au voie să utilizeze telefoane mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor. Prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. De asemenea, în acest proiect se amintește și de uniforma școlară și este cuprinsă o listă lungă de interdicții. Astfel, elevii nu au voie să distrugă documentele școlare, adică cataloage, foi matricole sau carnete de elev, să aducă la școală materiale care atenuează la independență, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării și care integră la violență, intoleranță sau care lezează imaginea publică, să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ, să dețină sau să consume în perimetrul școlii droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocurile de noroc, să introducă și să folosească la școală orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau alte asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante. Scăderea notei la purtare și exmatricularea se validează în Consiliul Profesoral. La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru, elevul poate pierde un punct de nota de la purtare. De asemenea, elevii nu au voie să difuzeze materiale electorale de votament religios cu caracter obscen sau pornografic, să jignească, să intimideze, să discrimineze și să fie violenți verbal cu ceilalți colegi sau cu profesorii sau alți angajați ai școlii și nici să aibă un limbaj neadecvat. În timpul programului școlar, elevii nu pot părăsi perimetrul școlii și le este interzis să provoace, să instige, să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei. A trecut mai bine de o lună de când ajutoarele de la Uniunea Europeană au început să fie distribuite la primăriile din țară. La Pașcani, mii de cetățeni și-au ridicat pachetele de la depozitele amenajate la stadionul municipal și în fiecare suburbie a orașului. S-au făcut și luste suplimentare pentru cei care nu au apucat să ceară acest ajutor și, după cum anunțam în urmă cu câteva zile, primăria încă primește solicitări. Din totalul de 7.472 de cutii cu alimente sosite cu 3 transporturi la Pașcani, mai sunt disponibile 3.428 la acest moment. Asta pentru că mulți pășcăreni nu și-au ridicat pachetele. Și astăzi la audiențe s-au solicitat alimente de la Uniunea Europeană. M-ați întrebat care ar fi următorul pas după finalizarea demersului primăriei Pașcani de a acorda aceste ajutoare. Ei bine, se fac liste suplimentare, iar ajutoarele respective se redistribuie. Adică cei care au primit deja, în limita stocului rămas,
vor mai primi câte o cutie din partea celor ce se ocupă de acest aspect. Mă refer aici de distribuția cutiilor de alimente de la stadionul municipal. Acolo au intrat 7.472 de cutii și în momentul de față mai avem un stoc de 3.428 de cutii de alimente. Trist este faptul că în timp ce unii nu se grăbesc să-și primească dreptul, alții, care nu îndeplinesc condițiile stabilite de lege pentru a beneficia de acest ajutor, își doresc să-l primească. Un astfel de caz s-a prezentat astăzi la primărie. Este vorba despre un bărbat care a venit să întrebe dacă poate primi ajutorul în locul mamei sale, care a decedat în luna mai. Din păcate, răspunsul oferit de către responsabila Serviciului de Asistență Socială a fost unul negativ. Odată cu noile reglementări, acest drept nu mai poate fi acordat. O persoană solicita la audiența astăzi dacă poate primi ajutor după ce mama sa a decedat. Mă refer tot la ajutor în alimente de la Uniunea Europeană. Doamna de la Asistență Socială, de la Serviciul de Asistență Socială, i-a explicat că există o modificare pe lege. Dacă până acum se putea, până la data limită sau după data limită, să se acorde acest ajutor chiar și persoanelor care au decedat, iată că noile reglementări spun clar că nu mai poți acorda acest drept persoanelor care au decedat. Din păcate, persoana respectivă nu va putea fi soluționată în acest sens. Toți cei care îndeplinesc cerințele stabilite de lege pentru a primi aceste ajutoare pot depune în continuare cereri până pe data de 20 august 2016 la sediul primăriei Pașcani. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe Facebook www.newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară cât mai frumoasă!